Bună ziua, Sofie, o fac bine. Sper și tu să faci bine și sper să mă auzi, da? Bună ziua, domnișoarelor. Nu aveți fotbal azi? Bună ziua, bună ziua. Ei, ia uite că avem mai mulți de un singur spectator astăzi, ceea ce mă bucură foarte mult. Bun, deci toată lumea mă aude, nu? Deci, încă o dată, avem o lecție de weekend. Prima dată v-am pregătit o partidă foarte bine, foarte bine. Praise DNA, ai poza ta? Nu e nimic Raluca și Alexa, deci faptul că ai început școala e pe primul. A, e un băiat care face stream, am înțeles. Bun. Marius Șmecheru, corect. Ha, am înțeles, Steve Gang. Bun, domnișoarelor. Aveți liber, puteți participa. A, prize-ul din asta e a ta, nu? Aoleu. Bun, haideți să vedem prima dată. Deci, v-am pregătit o partidă de-a lui Magnus Carlsen cu Dinglin Ren, care este foarte interesantă, zic eu, și ne arată de fapt cât de importantă este pregătirea de acasă a unui jucător, mai ales că această partidă această partidă se juca la timp redus, de genul 15 minute cu 10 secunde de mutare. Ceea ce este un lucru foarte important ca să ai o pregătire de acasă și să joci o deschidere pe care o cunoști foarte bine. Deci Carlsen este la alb, Dinglin Ren este la negru și Carlsen începe D4, calfe 6, calfe 3, încă nu este. Nu ne spune nimic despre deschiderea pe care vrea să o adopte albul. Pion D5. Și acum se dezvăluie ce deschidere vrea să joace albul aici. Să-mi spună dacă cunoaște cineva ce deschidere vrea să joace albul aici. Haideți să vă spun tot eu. Este sistemul londonez. Sistemul londonez este un sistem extrem de solid la alb, în care nu prea poți să-i faci albului cine știe ce surprize în deschidere și care are un plan foarte logic de joc, după cum veți vedea din continuarea partidei. Corect, Sophie. Da. Deci C5, E3. Deci e clar că nebunul din C1 a devenit un nebun prost, dar activ, în speță este în fața pionilor, da? Deci nu este în spate, un lucru bun pentru alb. Pion E6, pion C3, nebun D6. Și negru în speță Dinglin Ren adoptă un sistem foarte, foarte la modă de combatere a sistemului londonez, în speță să schimbe nebunul din F8 pe nebunul ieșit afară, care este un prost, dar este activ. Și aici, de obicei, albul continuă cu nebun G3. Deci continuarea normală aici este nebun G3. Având în vedere însă timpul relativ redus de joc al acestei partide, și pregătirea de acasă pe care Magnus Carlsen, să știți că tot timpul se pregătește, chiar dacă pare ciudat că el, campion mondial, mai are ceva de învățat din deschidere. Dar pe această vreme a calculatoarelor tot timpul se găsesc idei noi.
de pus în practică în diferite deschideri și un fel de mini-surpriză pentru adversar. Deci Magnus Carlsen aici își continuă dezvoltarea și joacă cald de BD2, care la prima vedere pare ciudat. Pentru că după nebun F4, F4, putem spune că albul și-a făcut dintr-o dată două insule de pioni și pionii de la F2 și F4 sunt pioni dubli. Care ar fi chipurile un mic dezavantaj. Dar să știți că nu este chiar așa de reală. Adică are și plusuri această structură de pioni. În primul rând, câmpul E5 devine un fel de avampost pentru calul din F3. De aceea, Dingley Wren aici nu bate acest nebun și joacă C5 pe D4. Pe ideea că nu poți să bați cu eu, da? Deci ED4 ar fi o greșeală grosolană pentru că nebunul din F4 ți-ar rămâne fără apărare. Și zici că bat cu CU și bat C3 pe D4. Dar să știți că una din ideile de bază în ca să spun așa, în sistemul londonez este împingerea aceasta. E3-E4. Dacă bat cu CU aici, E3-E4 devine mai greu de realizat. Și atunci Magnus Carlsen face mutarea aceasta intermediară, nebunia pe D6, care pare slăbuță. Pentru că Dingley Wren are aici o mutare intermediară. D4 ia pe E3. Însă, această variantă jucată de Magnus Carlsen este pregătire de acasă. Și asta, sincer, eu am și văzut partida asta. Făcea parte dintr-un match dintre cei doi. Era prima partidă jucată în acel mini-match care se desfășura normal online, ca așa se desfășoară acum. S-a jucat acum vreo două luni. Datorită acestui virus nenorocit, luarne-ar boala. Deci era pregătire de acasă lui Magnus Carlsen și aici Carlsen continuă cu nebuna 3. Și practic ce vedem aici? După ED2, damă de 2, cine are armata mai mare aici? Cine poate să-mi spună? Numărăm piesele. Un lucru foarte ușor. Deci, având în vedere că este lecție de weekend, și de obicei dumneavoastră trebuie să stați relaxați și doar să vă uitați, să ascultați, ca să spun așa, comentariile mele. N-am chef să vă pun întrebări grele. Deci asta e o întrebare foarte ușoară. Numărați piesele de pe tablă în speță pionii. Dingley Wren are un pion în plus. Are Magnus Carlsen compensație pentru? Nu. Dingley Wren Sophie are un pion în plus. Negru are 7 pioni. Albul nu are decât 6. Dar să știți că albul are compensație. Are perechea de nebuni, ceea ce v-am spus de obicei în centru deschis. Este foarte, foarte periculoasă, face chiar 7 puncte, nu 6. Și în plus, Dingley Wren are probleme cu efectuarea rocadei mici. Nu poate să facă rocada mică datorită acestui nebun zgubilitic de la A3. Da? Deci compensația există. Dacă dăm, uitați ca fapt divers, să nu credeți că vă mint eu. Dacă dăm, zice că e 0 peste tot. Ba chiar că puțin negru ar sta mai bine. Dar puțin de tot. Bun. Dar este pregătire de acasă, care contează foarte mult. Se vedea clar în acest moment că Dingley Wren a fost surprins de alegerea făcută de Magnus Carlsen, pentru că el deja consumase 4 minute pe aceste câteva mutări de deschidere, iar Carlsen avea mai mult timp decât începuse partida.
Că v-am spus, era 15 minute cu 10 secunde îți dădea la fiecare mutare. Și dacă încep cu 15 minute și faci primele mutări foarte rapid, de fapt timpul tău crește, nu-ți scade, da? Că ți se dau 7-8 secunde cât rămân din alea 10 secunde. Să vedem în continuare cum decurge partida. Calce 6, cu ce idee? Ideea acestui calce 6 este de fapt să reușească într-un fel să facă rocada mică. Deci observați, vrea să joace cale 7. Deci acest cal să ajungă la E7 ca să poată face pe urmă rocada mică. Și aici Magnus trece la agresivitate, pentru că nu poți lăsa pe negru să joace cale 7 și pe urmă rocada mică, pentru că pe urmă negru scapă de greutăți făcând rocada mică. Și pentru a interzice rocada mică, joacă damă G5. Și aici, dintr-o dată, atacă brutal pionul din G7. Și practic n-ai decât două posibilități. Ori să joci turn G8, ori să joci pion G6. În partidă din Liren a jucat turn G8. Dar în felul acesta a rămas fără rocadă. Dar acum vreau eu să vă întreb, era superioară mutarea G6? Nu. Deci, acest G6 slăbește iremediabil câmpurile negre. Tu nemai având nebun de negru. Observați? Deci, problema devine foarte dificilă pentru tine cu negru, dacă joci G6. De aceea, Dinglirin joacă turn G8. Dezvoltare. H6. O mutare bună? Da. Pleacă din țara mea. Dama E3. Dama și-a făcut meseria. Și-a îndeplinit rostul cu acel damă G5. Mai poate negru acum să joace, să facă rocada mică? Nu. Dama B6. În acest moment, majoritatea jucătorilor, ca să spun așa, mai ca noi, așa, ar schimba dama fără să stea pe gânduri. Îi fac și eu un pion dublu, n-am probleme și rămân cu perechea de nebuni. Un jucător puternic însă evită schimbul de dame aici, pentru că negrul are în continuare mici probleme cu punerea regelui la adăpost. De aceea Magnus Carlsen nu schimbă damele, care i-ar fi ușurat munca negrului, ca să spun așa. Deci după damă B6, AB6, da, pionii aceștia sunt dublați. Dar uitați-vă la turnul ăsta. Fără să facă nicio mutare, este pe coloană semideschisă. De aceea Magnus Carlsen evită și joacă damă E2. Nebun de 7. Rocadă mică, și aici Dinglirin zice, bine, nu mai pot să fac rocada mică, o fac pe mare. Rocadă mare. Deci, chiar dacă partida este jucată la, ca să spun așa, la timp relativ redus, 15 minute cu 10 secunde, mutările sunt de mari maestri, se vede de la distanță. Și acum, tu cu albul te gândești, băi, și-a făcut și rocada. Care-i compensația mea? Ce compensație mai am eu aici pentru pionul care l-am în minus? Trebuie să am un plan foarte, foarte bun aici pentru a menține inițiativa. Și pentru a, ca să spun așa, face o analiză completă a acestei poziții, trebuie neapărat să te uiți la slăbiciunile pe care negru le are aici. Și dintr-o dată acest pion de la F7 apare ca nefiind apărat. Cel puțin pe moment. Dar normal, dacă joci cale E5, după calea pe E5, dame E5, dacă pui calculatura aici, zice că negru chiar are și nebun C6, negru stă excelent, ba chiar are un mic avantaj. Pentru că, în fond,
Ce v-am spus eu? Când ai avantaj material, e bine să schimbi piesă? Da. Cu cât te apropii de final, cu atât câștigul este mai ușor de realizat. Și aici Carson atunci zice așa. Mă enervează calul acesta de aici. B4. O mutare pe care, sincer, eu n-aș fi făcut-o nici să mă așa. Pentru că mă închin diagonala nebunului. Dar logica lui este clară. Vreau să alung acest cal de la C6 și în momentul când alung acel cal de la C6 se duce pe unde vrea mușchiului, joc cale 5 și îmi bag calul în centru, diagonala nebunului va fi din nou deschisă, deci este o mutare bună. Nu este bună, este foarte bună. Și practic aici tu cu negru, dacă îi joci aici A6, B5 are și mai multă forță. Nu uitați că am două apărări pe el. Și după A, B5, nebun B5, vă spun eu că aici stați groasnic cu negru, pentru că din păturica voastră nu mai aveți decât un singur pion. Și regele ăsta au fi făcut erocada mare, dar începe să devină nesiguranță. Și atunci din Liren aici joacă preventiv, scuzați-mă, deci nu joacă așa în niciun caz, joacă rege B8. Deși calculatorului nici mutarea asta nu-i place, dar este într-un fel umană. Ca să înțelegeți forța de calcul a unui calculator, calculatorul zice aici că cea mai bună mutare ar fi fost E5. Adică să dai practic pionul înapoi, pentru că acum dacă joci B5 și joc E4, și când bați și bate e mai nașpa. Și atunci tu trebuie să bați, dar aici, după cale 5 și turn de H8, menții egalitate. Așa zice el. Dar noi hai să revenim la mutările noastre de oameni normali, ca să spun așa. Deci din Liren joacă rege B8. B5, cala 5, să știți că poziția încă este egală, cât de cât. E un mic avantaj acum pentru alb, dar nu decisiv în niciun caz. Și cale 5. În acest moment, într-adevăr, pionul acesta din F7 este atacat. Care este singura posibilitate să apere acel pion? Deși mutarea este complet inestetică, dar asta este. Trebuie să joci nebun E8. Avem altă apărare a acestui pion din F7? Nu. Dar acum legătura dintre cele două turnuri este întreruptă. Ne putem întreba, păi știi dacă e întreruptă? Ăsta e apărat, ăsta e apărat. Cine, Doamne iartă-mă, le atac? Haideți să vedeți cum continuă partida. Nebun B4. Scopul nu numai de a ataca acel cal, că acel cal oricum este aparat. El vrea să înceapă să împingă pionul de la A2 la A4. Turn C8, pion A4 și aici din Liren face o greșeală și joacă cale 4. Acest cale 4 practic îi dă albului pionul înapoi, dar dacă stăm să ne uităm un pic la poziție, este destul de dificil să găsești o continuare pentru negru aici. El fiind prins cât de cât în kingi, nu prea e ce să muți aici. De aceea din Liren zice, hai să-ți dau pionul înapoi, dar scap de perechea de nebuni. Răbunem cu nebun de culori diferite, pentru că eu cu albul o să rămân cu nebun de negru, iar negru o să rămână cu nebun de alb. Mă refer la culoarea pe care se plimbă ei. Și eventual în final, chiar dacă rămân și cu un pion în minus, tot voi face remiză. Magnus Carlsen zice mersi și bat. Și pe aceasta se baza de fapt din Liren planul lui când a dat acel pion. Să joace pion F6
Și după retragerea calului oriunde, să zicem că se retrage aici, să joace E5. Și să-și consolideze cât de cât poziția. Pe urmă, eventual, să joace și un turn C4. E o gândire logică? Da. Dar aici intervine calculul. Vă aduceți aminte, când avem o piesă atacată, care e primul lucru la care ne uităm? Contraatacul. Deci contraatacul, deci când avem o piesă atacată, avem 5 posibilități. Care eu v-am spus să le, într-un fel, când vă uitați, să le respectați și ordinea. Prima dată este contraatacul. A doua oară, dacă nu ai contraatac, să te uiți dacă poți să bați tu piesa care te atacă. A treia e să fugi. A patra e să o protejezi și a cincea e să o aperi. Sau nu, să o aperi și să o protejezi. Scuze. Deci aici, primul lucru după care se uită Magnus Carlsen este un contraatac. Ce mutare ați putea face cu contraatac aici? Cine îmi propune o mutare aici? Și între timp eu mă aprind o țigare. Am ajuns să fumez ca un șarpe. N-ar capul meu. Da. Cine vede o mutare de contraatac la alb aici? De genul, bine mă, iam tu calul că eu îți iau altceva mai valoros. Ăsta este contraatac. Corect, domnișoarelor, damă H7 mută Magnus Carlsen aici. Damă H7 este o mutare de contraatac foarte puternică care îți atacă turnul din G8, care este pe moment, datorită faptului că cele două turnuri nu au legătura făcută între ele, o mutare foarte puternică. Dar încă o dată vreau să vă spun un lucru. Când faceți o mutare de acest gen, trebuie să aveți și ceva calcul în spate. Adică să încercați să vă imaginați poziția și să încercați să determinați mutările pe care negru le poate face acum. De exemplu, negru în partidă a jucat calb B3. Dar revenind înapoi, tu cu albul aici trebuie să calculezi, de exemplu, ce se întâmplă după feia pe E5. E clar că trebuie să bați în G8, că doar de-aia te-ai dus acolo, dar ce se întâmplă după nebunia pe B5? Pentru că am un atac prin descoperire. Și după damă G7, nebun F1. Cum este această poziție după dame E5 șah și rege A8 și turn F1? Pentru cine este superioară? Bine, Romulanes. Oricum, vizionare plăcută acolo. Eu o fac pentru copiii mei. Deci pentru cine este această variantă este favorabilă, pentru alb sau pentru negru? E clar că este pentru negru, care dintr-o dată are un pion în plus, iar tu cu negru ai 4 insule de pion, 2 fiind din 2 pioni izolați care poate să scadă imediat. De aceea Dinglyren nu intră în această variantă. Și joacă cal B3. Și după damă ia pe G8, cal ia pe
A1. Și aici survine o mutare pe care Magnus Carlsen, după ce o face pe tablă, Dingley reîncedează. Spuneți-mi și mie, ce mutare ați face cu albul aici? Da, uitați ce mutare face Magnus Carlsen aici. Nu turna 1 Raluca, pur și simplu îi bate nebun. Pe ideea că dacă intri în varianta asta, șah, pof, pof. Da? Exact, ca să mute cal de 7. Iar dacă aici tu bați calul, că poți să joci, bat calul. După dama de 7, ești forțat la turn de 8. Că nu ai cum să scap calul. Nu poți să joci aici, de exemplu, cal aici, pentru că urmează acest șah ucigător. Deci ești forțat la turn de 8. Dar după dama G7, cal B4, din nou dama ia pe E5, poziția este fără speranță pentru tine, pentru că aici nu ai un pion în minus. Ai doi pioni în minus cu negru. Și calul tău în continuare nu prea are unde să zboare. După acest șac poți să joc nebun C5 și pe urmă ușor poți să-ți atac acest cal și să ți-l pap. Da? Deci pe lângă că am doi pioni în plus, am și o superioritate evidentă a nebunului față de cal, care este prins complet la C2. Sper că v-a plăcut această partidă și acum, practic, în această partidă noi ce învățăm? În primul rând, cât de importantă este pregătirea de acasă într-o variantă de deschidere pe care o joci, da? Pentru că negru, într-adevăr, a jucat până la un moment dat corect. A acceptat acest, așa zis, gambit din sistemul londonez. Și dacă ar fi făcut o mutare de calculator, cum a fost acel pion E5, ar fi egalat. Dar la tabla de joc aceste mutări sunt mult mai greu de făcut, mai ales dacă timpul este redus. Și aici ne-am, practic este o situație în care unul dintre jucători cunoaște la perfecție deschiderea pe care o joacă, iar al doilea cunoaște doar primele mutări și trebuie să găsească restul mutărilor la tabla de șah, la tabla de joc, da? Și inclusiv mari maestri, să nu uităm că Dingley Wren la ora actuală este numărul 3 în lume la șah normal, deci inclusiv unui asemenea jucător îi este foarte greu când este pus în poziții noi, ca să spun așa, da? Acum haideți să mai facem niște poziții de final. De fapt, v-am mai pregătit două poziții de final. Un final de turnuri. Jucat acum la St. Louis.
între Wesley So, cel care a câștigat la egalitate cu Magnus Carlsen acest concurs de la St. Louis. Deci St. Louis este un oraș în Statele Unite care anual organiza acest concurs la sfârșitul august și începutul lui septembrie. Datorită virusului acum, a organizat și acum acest concurs, dar jucătorii stând acasă, în fața calculatorului. Deci a organizat asigurând partea tehnică și premiile, ceea ce într-un fel e un lucru foarte bun la Vadica. Și ne uităm la un final jucat între Wesley So, care are un 2770, și cel mai tânăr, nu cel mai tânăr, cel mai slab cotat jucător din acest concurs, care e Jeffrey Seung. Jeffrey Seung, care avea 2709. Oricum, eu v-am spus, tot ce este peste 2700 e crema supermarilor maestri. Deci marii maestri de obicei au peste 2500, dar când treci de 2700, chiar și cu 9 puncte, cum este aici, la doar 19 ani cât are Jeffrey Seung, deja a intrat în cremă, adică în cei mai buni mari maestri. Iar Wesley So este recunoscut pentru forța lui de joc. Cel mai tânăr, apropo, aici, de la acest concurs, a fost Ali Reja Firuja. Și după o luptă îndelungată aici, în care Wesley So reușise în jocul de mijloc să obțină doi pioni avantaj, dar Jeffrey Seung luptase cu încăpățânare și reușise în acest moment, cu ultima lui mutare, avea un turn la A2, să-și câștige unul dintre pionii înapoi, turnea pe G2. Și se ajunge în acest final de turn și 3 pioni contra turn și 2 pioni cu albul la mutare, în care să știți că relativ câștigul este greu de realizat de către alb. Normal, aici în astfel de finaluri, ce este mai important, numărul, cantitatea pionilor sau calitatea pionilor? Cine poate să răspundă la această primă întrebare? Vă spun eu, calitatea pionilor. Într-adevăr, dacă ai 5 contra 2, deși și atunci există situații când din ăia doi pioni, unul e la un pas de transformare și calitativ e mai puternic decât cei 5 calitatea, corect. Deci aici Wesley So gândește așa. Îți dau și celălalt pion înapoi. Numai să-mi fac un pion nemaipomenit de bun calitativ la un singur pas de transformare și joacă. Știu că trec mesajele greu Raluca și Alexa, dar până la urmă tot ajung, da? Bun, deci aici Wesley So joacă turn C5 șah, zicând hai ia-ți și celălalt pion înapoi. Și după rege F6 aplică unul din principiile care trebuie cunoscute obligatoriu când joci finaluri de turnuri și pioni. Indiferent că ești partea care se apără, indiferent că ești partea care atacă, tot timpul turnul trebuie să stea în spatele pionului liber. Deci dacă revenim cu două mutări înapoi, aici v-am spus că ultima mutare a lui Jeffrey Seung a fost turnul din A2 la G2. El era în spatele pionului liber, da? Dar a zis, hai să iau acest pion, pentru că dacă nu îl iau, ăsta oricum vine rege C4, rege C5, rege B6 și va trebui să dau turnul pe pion. Barem să-l iau pe ăsta, da? Și pe urmă eventual mă pun înapoi. În acest moment, Wesley So, prizând momentul, îi dă șah, îi trage acest șah, Jeffrey Seung îi bate și își bagă el turnul în spatele pionului. Deci, dacă ești partea care atacă, turnul trebuie să stea în spatele pionului liber.
dacă ești partea care se apără, la fel. Tu nu trebuie să stea tot în spatele pionului liber. Ca să vedeți marea diferență. Ești cu negru aici forțat la o mutare în speță tung G8? Da, pentru că eu ameninț brutal aici A7 și A8. Deci tu nu ai ce să faci aici decât să joci turn G8 și după A7 să joci turn A8. Adică să spui turnul pe post de blocher. Da? Și atunci, uitați-vă la diferența dintre cele două turnuri. Ăsta, săracul, e ca o varză murată. Ăsta, în schimb, se uită urât și la linia 5, îți interzice ție să vii cu regele paf-paf și-și apără și pionul din E7. Și aici câștigul este câștigat. Este realizat de către alb prin simpla mutare rege C4. Amenințând rege B5, rege B6, rege B7. Toată chestia aici pentru alb trebuie să vadă după H4, deci Xiong nu poate încă să facă nicio mutare, să ducă cu regele la H3, dar atunci împinge încă o dată acest pion. Tu trebuie să-ți dai seama, după rege B5, rege E5, rege B6, rege F4, rege B7. Și în acest moment, tu cu negru vei fi forțat până la urmă să dai turnul pe pion. Deci se joacă turn F8, A8 damă. Și normal că ești forțat să bați acea damă, nouă apărât. Acum, normal, cu ce bați acel turn? Cu regele sau cu turnul? De fapt, aici Wesley So este așa câștigat, încât el cu orice bate câștigă. Dar ciudat și interesant în același timp pentru noi, pentru că finalul devine mai interesant, el face o mică inexactitate și bate cu ce nu trebuie aici. Bate cu regele. Când de fapt el, pentru a câștiga cel mai ușor, trebuia să bată cu turnul. Dar bate cu regele. Și ca să vedeți ideea. Deci în momentul când bat cu turnul și după rege G3, turn A3, șac, rege G2, regele meu de la B7 se duce la C6 și aici este super câștigat. Calculatorul spune aici că are un plus de 12 puncte, 12 și ceva. Da? Când bați cu regele, când bați cu regele și Xiong joacă rege G3, din nou trebuie să-i dai șah, turn A3, rege G2, în poziția anterioară unde era regele alb? Era la B7. Acum e la A8. Deci, practic, Wesley So ce a făcut aici? A pierdut un tempo. Da? Dar totuși, chiar dacă a pierdut un tempo, albul câștigă aici. Însă este foarte important pentru că el câștigă doar dacă știe foarte bine finaluri. Deci, urmează rege B7, F5, rege C6, F4, rege D5, F3, rege E4, F2, tur F3. F1, damă. Și aici, în acest moment, albul este la mutare și are numai puțin de 8 mutări de rege. Din aceste 8 mutări de rege, una singură câștigă. Deci el poate să joace oriunde pe aceste câmpuri.
sunt 8, 3, 5, 7, 8, da. Aceasta e singura mutare de câștig, rege F3. Dacă, de exemplu, tu aici joci rege F4, păi după rege F2, rege G4, rege E3, rege H4, rege F4, asta e remiză. Sper că mă înțelegeți, da? Deci uitați ce zice calculatorul aici. 0 egal. Dar Wesleson nu degeaba este în primii 10 din lume, da? Deci el joacă într-adevăr varianta corectă aici și joacă rege F3. Și practic aici negru a cedat. Pentru că orice ai juca, să zicem că joci rege 1, acum joci rege G4. Aici este vorba de acea trecere, de acel lucru foarte important care v-am spus eu, apropo, ca să țineți minte ce se aplică aici când joci. Deci drumul cel mai scurt între două puncte pe tabla de șac nu este linia dreaptă. Ca ai zice, mamă, mă duc așa. Dar câte mutări îmi trebuie? Una, două, trei, să le iau pe ăsta. Da, dar dacă mă duc așa, tot trei îmi trebuie, deși ea e frântă. Adică una, două, trei. Dacă în joc rege F3, nu-l las pe ăsta să joace rege F2. Deci acum după rege 1, rege G4, rege aici, rege, scuze, rege aici, rege aici, rege aici, rege aici, acest pion se duce ca din pușcă. Da, imediat vin. Două minute, scuzați-mă, când bate cineva la ușă, pira la nară. Le recuperăm, stați așa. Da, da. Da. Scuze, mici probleme cu vecinii. Am pierdut două minute, le facem. Bun. Deci în acest moment negrul a cedat. Al doilea final care vreau să vi-l arăt, care mie mi-a produs o impresie foarte, foarte puternică. Este un final din nou jucat la nivel super înalt, foarte înalt, între Magnus Carlsen la alb și Hikaru Nakamura la negru. Și aici, adoptând din nou o deschidere ca și în prima partidă care v-am arătat-o, adoptând din nou o deschidere puțin neobișnuită, Magnus Carlsen a reușit să intre în acest final cu nebun de aceeași culoare și cu un pion în plus. Deși acel pion este dublu. Da? Deci dacă numărăm pionii albului, el are 7, dar negru are doar 6. Iar dacă pui calculatorul aici să gândească un pic, zice că albul într-adevăr stă mult mai bine, dar nu este câștigat. Modul
cum câștigă Carson acest final este impresionant, cel puțin pentru mine. Deci, haideți să ne uităm un pic. Albul are 3 insule de pion, negru nu are decât 2. Are un isolan la H5, într-adevăr nu poate încă fi atacat. Normal, Capablanca, care a fost un geniu în ale finalurilor, zicea așa: să înaintezi majoritatea de pion pe care o ai pe un flanc. Pe ce flanc are albul majoritate? Pe flancul regelui, da? Dar cum să-i înaintezi? Pe ăsta nu poți să-l înaintezi, că-l pierzi. Da? Pionul din F3 este blocat de nebun, pionul din F2 e blocat de pionul din F3. De aceea, într-un fel, prima mutare este foarte neînțeles, nu? Nebun G3. Deci, pur și simplu, vrea să-și dea drumul la masa de pioni în față. Rege G8, mutare logică, da. Ce să mai caute regele la marginea tablei? El trebuie încet, încet să participe la luptă. F4. Nebun E7. Aici Nakamura, făcând această mutare, cred că se gândea eventual să schimbe turnurile. De genul turnea pe D1, turnea pe D1, turn de 8. Și Carlsen îi zice, bine, fă-i schimburi. F5. Realizează albul în această primă fază înaintarea pionilor? Da. Ce simplu pare totul. Nebun C5, înapoi. Nakamura se răzgândește acum. Rege F3. Apropo, cele două mutări făcute de negru, să știți că nu sunt de blamat. Să știți că inclusiv calculatorul le dă că sunt bune. Deci negru trebuie să aștepte, într-un fel. A5, din nou o mutare foarte interesantă și foarte logică, să știți. Rege E4, A4. Uitați cum cu un singur pion, Nakamura, într-un fel, îngheață această insulă de pioni. Pentru că nu mai poți să joci pe 4 eventual, da? Că ți-au în pasant. F4. Carlsen își vede de planul lui inițial, da? Și înaintează pionii de pe flancul regelui. Nebun E7. Nebun F2. Dintr-o dată iau cealaltă diagonală, că într-adevăr nebunul aici n-aveam ce face cu el. B5. Turn G1. Este asta o amenințare? Momentan nu, că-ți bat cu nebunul. Da? Dar să știți că totuși este relativ neplăcut să joci, să fii cu regele pe aceeași coloană deschisă cu un turn. De aceea mutarea lui Nakamura este de înțeles și nu este greșită. În continuare, rege F8. Nebun B6. Ce este aceasta? O luptă pentru eventual coloana D deschisă. Turn B8. Nebun C7. Turn B7. Nebun D6. Față de poziția inițială, cine a progresat? Albul sau negru? E clar că albul. Deci și-a înaintat acei pioni de la F2 și F3 la F4 și F5. Și cu această ultimă mutare, efectiv, eu îți schimb nebunul. Este un lucru bun pentru mine? Cu albul? Da. Când ai avantaj material în final, ce schimb? Piese, nu pioni. Nakamura încearcă cu disperare să schimbe pioni. Pentru că în fond, în finaluri, principalul amenințare pentru cel care este în dezavantaj sunt pionii adverși, care oricând se pot transforma.
De aceea Nakamura aici joacă C5, în speranța că, Doamne, Doamne, poate joc și eu un B4 și îmi fac un contrajoc cu turnul la B7. Carlsen bate, Nakamura bate. Ce a jucat cu albul aici? Singura întrebare care vă pun la acest final. Gândiți-vă un pic și propuneți-mi o mutare, candidat, pentru alb. Haideți să vă dau un element ajutător, scuzați-mă. Vreau să schimb un turn și unul din pionii mei dubli pe un turn și un pion advers. Deci eu cu albul aici. Este o mică lovitură tactică. Nu vede nimeni? În primul rând, mă mai auziți? Sau sunt singur pe aici? Ok. Ia uitați-vă atunci la mutarea asta. Turnea pe G7. A, nu mergea să scrii. Foarte bine. Deci, hai să ne uităm. Deci, în acest moment, Carlsen joacă turnea pe G7. Și, practic, scapă de pionul dublu. Și scapă și de perechea de turnuri. Și de o parte și de alta. Deci, el își mai realizează două lucruri. În primul rând, scapă de pionii dubli. Că, de obicei, doi pioni dubli fac cât unul singur. Și în al doilea schimbă o piesă foarte, foarte majoră, în speță un turn. Să știți că este mult mai greu, deși ai avantaj material un pion, să zicem, când există, să zicem, două turnuri și un pion contra două turnuri, da? De obicei finalurile sunt remize. În schimb, când există rege turn, pion contra rege turn, șansele de câștig ale celui care are un pion în plus cresc exponențial, ca să spun așa. Deci aici, în partidă, cu acest turn G7, el schimbă o pereche de turnuri și scapă și de un pion dublu. În partidă, Nakamura a jucat regea pe G7. Dar chiar dacă a jucat turnea pe E5 cu șah, după F5 și rege G7, turn D7... ești complet pierdut cu negru. De ce? Nu numai că ai un pion în minus, dar ți-a intrat un turn alb pe linia 7 care îți atacă din spate pionii de la B5 și de la C5 și amenință groaznic și pione 6. Deci ești complet pierdut aici. Deci Nakamura, săracul, aici, în poziția asta, joacă regea pe G7. Ce joacă albul acum? Cine poate să-mi spună? Cine poate? Cum ne luăm turnul înapoi și scăpăm de pionii dubli? Zis Sophie. Nici acum nu merge să scrii Sophie, nu?
logică joacă pion F6. Păi da, furculiță de pion. Deci rege F8, nu turn G1, Sofi, trebuie să-ți iei turnul înapoi, Sofi. Deci F6, rege F8, F7, rege E7, acum merge, văd, dar merge prostuț. Turn D5, bun, n-am intrat pe linia 7-a, corect, Sofi, așa. N-am intrat pe linia 7-a, dar am intrat, tot îți atac pionii de la C5, nu-i nimic, nu-i nimic. Turn C8, trebuie să-l apăr, nu? Pion F5. Turn C6, ca eventual să n-ai turn D6. Șah de pion. Și acum, vrei, nu vrei, bea Grigore Aghiasmă. N-ai decât două câmpuri legale, ai trei, dar doar două jucabile. Și de fapt doar unul, rege E8. Deci haide să le luăm. Deci legale ai trei. Ai rege E6, rege F8, rege E8. Rege F8 iese din discuție că îți dă mat într-o mutare. Da? Mate. Rege E6 urmează tot turn D8. Și practic n-ai cum să faci față aici. Ori ți-l iau pe ăsta cu un simplu turn H8, dar poți să ți-l iau și pe ăsta din F7 cu șah, rege de 7, turn 7, șah. Și ți-l iau pe ăsta și de fapt mai bine ți-l iau pe ăsta din F7 că pionul din F6 mai are doar 2 pași. Ăsta are 3. Da? Deci, practic, singura ta șansă de a continua cât de cât această partidă este rege E8. Înțelegeți toți de ce practic ești forța la rege 8. Dar acum dacă joci rege 8, ce-i permiți albului? Cine îmi propune o mutare acum pentru alb? Având în vedere că vreau să schimb piese, nu pioni. Ce piese mai sunt pe tablă? Turnurile, nu? Deci cum propun schimbul turnurilor? Iar dacă nu, l-a luat Gaiman. Normal că turn de 6. Deci acest turn de 6 este ucigător pentru negru. Pentru că nu poți să-l bați. Când îl bați și e de 6, ești complet pierdut aici. La revedere, tabără dragă. Da? Da, dar după turn C8 turn B6 tot în poziție pierdută ești. Și practic aici Nakamura a cedat. Îți cad toți pionii de pe flancul damei. Unul după altul. Puf, 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 puf. Acum. Deci, eu am spus la începutul acestei poziții că am fost profund impresionat și încă sunt în continuare cât de ușor pare și de natural în același timp pare acest câștig. Deci când te uiți la partida asta, la acest final, totul pare așa de natural și de ușor de realizat de către alb. Și zici, băi, tata, oricând pot să joc și eu la fel. Dar, de fapt, aici nu realizezi această naturalețe și această ușurință dacă nu respecti niște, ca să spun așa, reguli de final. Da? Și de finaluri complexe și de finaluri de turnuri. Cam aceasta a fost lecția de azi. Ne mai uităm pe o poziție. Haide să ne mai uităm pe o poziție, mai ales că mai este un pic timp. Ce să vă propun eu vouă? De asta o poziție mult de întrebări. Sper că nu vă supărați pe mine. Hai să vă dau așa
Luăm una la nimereală, ca să zic așa. Uite, hai să facem niște partide celebre. Da? Mai ales că întârziai și două minute cu vecinul meu. Sofie, tu trebuie să o știi pe asta. Că ți-am prezentat acum o săptămână. Este de la interzonalul Palma de Mallorca 1970, Samuel Reshevsky versus Bobby Fischer. Fischer este la negru și este la mutare. Ultima mutare a albului a fost turnul de undeva de aici, mi-atacă mie dama. Ce ați juca cu albul, cu negrul aici? Deci negru este la mutare. Deci negru în acest moment are și damă în priză și turn în priză. Atenție! Mare atenție! În fond, cum scap ca să nu pierzi dama? Faceți-mă o mutare de damă cu tempo. Armatele sunt egale, deci albul are 4 pioni, negru are 4 pioni, o damă, o tură și un nebun de fiecare parte. Damă de 4, felicitări. Raluca și Alexa, voi ați făcut asta? Nu, damă e 3 nu este bună. Damă de 4 s-a jucat în partidă. Damă e 3 este într-un fel cât de cât așa, dar are un mic inconvenient că îmi închide coloana turnului. Damă de 4. Deci aici este clar. Deci, încă o dată, la damă e 3, ca să vedem un pic. Albul are răspunsul acesta. Turn F2, cu care supraviețuiește. Pentru că nu poți să bați în A3, că îți dau mat. Dar, damă de 4 are principalul avantaj că îmi lasă coloana E deschisă pentru turn. Deci aici trebuie să fii lup, nu oaie. Deci mai merge aici turn F2? Nu, că îți dau mat dintr-o mutare cu turnul. Mate. Și atunci tu ești forțat la rege H1. Deci, încă o dată, uitați-vă că albul are două bătăi pe F7 și ai și un turn în priză. Ce jucați cu negru aici? Deci Fischer face o mutare aici, după care albul cedează. Element ajutător. Albul nu are luftul făcut. Deci tu cu negrul aici trebuie să faci o mutare care împiedică și damă F7 și damă E8. Dar vreau o mutare agresivă.
Sofie, tu care ai văzut exercițiul ăsta, ce joacă negrul aici? Păi eu credeam că acest final de partidă a făcut o impresie deosebită asupra ta, Sofie. Da, domnișoarelor, uitați-vă, deci toate trei domnișoarele, uitați-vă ce mută negru aici. Damă feduri. Și albul cedează. Deci, mai poți să bați în F7? Nu, că ți-au cu damă. Poți să-mi bați dama? Nu, că-ți dau mat pe ultima linie. V-am dat element ajutător, da? Dar dacă nu poți să bați dama, nu poți să bați în F7 și am și turnul atacat, ori mut turnul, ori îmi apăr turnul. Dar indiferent care variantă o aleg, nu e... Păi de-aia v-am spus, domnișoarelor, trebuie să vă uitați pe faptul că albul n-are luptul făcut. Indiferent că mi apăr turnul cu dama B5 sau turn G1, apropo, turn oriunde pe linia asta este complet aiuristic, că-ți dau mat în două mutări, da? Mate. Dar indiferent că joc turn G1 sau dama B5, hai să zicem că joc turn G1, eu tot joc turn E1 și ești mat. Sau pierzi un turn. Dar de fapt ești mat. Da? La fel și la dama B5, din nou aceeași mutare, turne 1. Nu pot să-ți bat, că sunt legat. Nu pot, nu am ce face. Trebuie să-mi fac luptul, dar în momentul când îmi fac luptul, am rămas cu un turn în minus. Da? Bine, Sofie, te scuz, da? Bun. Numai bine, am terminat și lecția de weekend de azi. Domnișoarelor din state, mâine participați la lecție sau aveți fotbălici? Deci ne vedem luni sau mâine? Ca să știu ce lecție pregătesc pentru mâine. Puf, 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 da, văd că... Bine, eventual ne vedem mâine, dacă nu, luni. Oricum, eu și mâine fac lecție, vă aștept cu drag. O seară plăcută, la revedere, ne vedem mâine sau cel târziu luni. Pa, pa!